Salut! Avem aici un televizor Philips de 42 de inci sau 107 cm și vă voi arăta cum funcționează pe el Net TV-ul, adică internetul, mai pe scurt spus. Suntem în meniul principal și alegem parcurgere Net TV. N-am ales eu cum trebuie, deci parcurgere Net TV. Ok, ne va apărea pagina principală în care avem deja presetate anumite canale video, meteo sau de radio. Hai să intrăm pe YouTube ca să ne distrăm cu filmulețe diverse și videoclipuri. Merge un pic mai greu pentru că am eu o conexiune mai slabă la internet. Să zicem, alegem un videoclip pe care dorim să-l vedem sau putem să și căutăm în bara de search. Hi everybody, it's Michael Buckley Putem să-l și from mărim. But the Buck Show and I've written a song. Ok. După cum vedeți, eu mă mișc puțin mai repede ca să nu se termine bateria la camera video, sincer să fiu. Ok, după care mergem pe All Categories. Asta e la YouTube și putem să ne alegem orice categorie ne dorim și care ne interesează pe YouTube. Close. Da. Mergem pe Home. Net TV. Iar am apăsat aiurea. Home. Net TV. Hai să vedem și cum merge un radio. Da, în pagina de radiouri apar presetate multe, multe stații online pe categorii. Să alegem un top 40, de exemplu. Și să ne alegem pe primul. Durează puțin până se face conexiunea și ascultăm radioul. Ok. Mergem înapoi. Mai avem, pe lângă toate aceste canale presetate și posibilitatea de a browsa ce pagină de internet ne dorim noi. Zicem, parcurgere toate. Și avem aici opțiunea, în dreapta, introduceți adresa web. Și haideți să introducem o adresă de web. După cum vedeți, ne apare pe ecranul tastatură virtuală. Și eu, pe care o parcurgem cu tastele sus, jos, stânga, dreapta de pe telecomandă. Hai să mergem pe www.îmidoresc.ro. Unde e R1? Nu e o tastatură QWERTY. Punctul. Vedeți. Punctul. Am dat OK și apare pagina web.
care poate fi parcursă la fel. Sus, jos, cu telecomanda și ne putem alege ce dorim noi să vedem. Da? Hai să vedem și Google. Nu am sus .com butonaj. Ok. Și ia să vedem, intră Google-ul. Ia, uite că a intrat, super tare. Și să zicem că vrem să căutăm, nu știu, Philips. Da? Avem tastele. La fel ca la un telefon mobil, cu 3 sau 4 caractere pe o tastă. Mă rog, eu mă descurc mai greu cu... Și acum cum ștergem? Merge cu back? Da. Super tare. Dăm OK. Și în căutare Google. Și mi-apar toate rezultatele. Mergem pe philips.ro. Deci, ce să mai, un televizor care pe lângă vizionarea de filme, muzică, fotografii, mai putem să browsăm și internetul atunci când avem timp și să căutăm tot ce avem noi nevoie. În materie de informație, distracție sau chiar poate să ne citim mailul de serviciu. Vă mulțumesc!